La 14 ianuarie, creștinii ortodoxi marchează sărbătoarea Sfântul Vasile cel Mare. Vasile din Cezarea Capadociei, cunoscut sub numele Vasile cel Mare, este unul dintre cei mai importanți părinți ai bisericii ortodoxe și unul dintre cei mai mari teologi creștini. Sfântul Vasile s-a născut în Pont în jurul anului 329. Conform tradiției, în ajun de Sfântul Vasile cetele de urători, mascați în capră sau plugușor, pornesc pe la casele oamenilor cu uratul de sărbătoare se pregătesc mâncărurile din carne de porc, sarmalele sau vinul roșu, se coc prăjituri de casă și învârtită cu nuci, gem sau brânză. Gospodinele se pregătesc din timp să întâmpine urătorii cu tot ce au mai bun, dulciuri, mere și nu în ultimul erând bani. Se spune că dacă stăpânul casei primește urători, anul care vine va fi unul cu spor, iar casa îi va fi păzită de cele rele. În dimineața de 14 ianuarie, copiii merg cu semănatul sau sorcova, aruncând cu boabe de grui, grăunțe de păpușoi, ovăz și binecuvântează familia. Semințele care cad în ogradă sau locuință simbolizează credința într-un an mai prosper și o roadă bogată.